plaće kadar, kad se može folosit, pa nuk në propozitje bună, dhe 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 Încercați treaba asta, aici e chef, hai, doar la baton. Încet, fără forță. Da?
Ce se lovesc, fără să lovim. Acolo. Hai, ia-te. Hai. Ce? Un, doi, pe partea cealaltă.
Un, doi. Optim. Se modifică, dar întâi mai puțin și apoi din ce în ce mai mult. La tehnicile cu arme, în patron sau sabia, se folosesc doar principiile aikidoului. Și destul de rar tehnicile, să spunem, clasice pe care le-am învățat. Sunt de osaie, pe mawashi, pe găiești și așa mai dar este o transpunere în noul plan, la distanțe mari, da? Și prin intermediul armelor, a tehnicilor de aikido. Deci o să facem următorul, el o să face da? Regulă, foarte importantă. Dacă vreau să intru pe la interior, atunci ca am făcut din spate aia la totul. Acum am la dispoziție. Intuiesc eu că o să vin, știu. Un vedere pe care e în Franța acum, nu este să găsit monoul de astea cu 30 de euro. A 35 de euro. Asta înseamnă... 1.000 și ceva. Nu, nici eu am. Am un dulap primit, nu am adunat. Bine asta. Lasă-i ca în haine. Și băieți, nu trebuie. Și băieți, uite, și băieți, uite, și băieți, tot așa. Lasă-i ca în haine și-a luat. Unde? La mine, lasă-i. E intri tot timpul până găsești. Să văd, când găsești monoul, luat. Când găsești pantalon, nu-i luat. Când găsești bluză, luat. Fără și kimono. Super. Cu 50 de mii, cu 150 de mii, cu 200 de mii, kimono de... Mă ține toată gata la fata echipă. Că zlucești tu și kimono-ul tot așa rămâne. Da, exact, da. Aici îmi stagiu frumos. Super. O să spunem cu mai și altă, da? Așa vine și mulți. Ceea ce vreau să vă mai spun este că aceste tehnici, ca și tehnicile fără arme,
pot face într-o groază de variante, de versiuni, de... Deci nu trebuie să credeți că dacă doar ce vedeți aici este referința. Nu se poate face și altă. Poate face și altă. Mai asta e parmentul Aikido-ul, da? Da? M-am deplasat aici, da? Ca să vin, da? Într-o poziție de eliminare. Deci nu doar pasul omului a făcut mișcări, da? 1, 2, continu. Apoi, o să vin un moment când nu o să mai ajungi până la 3. Oricât
te-ai străduit, nu mai ai putut să spui decât doi. Adică procedeul se face atât de repede și atât de bine, încât nu mai ai fost să îl pui într-o anumită canon. După alți ani, o să vezi că nici la doi nu mai poți să ajungi, că ai făcut parte dintr-o altă. Poți să mori liniștit, că ești un mare maestru, că n-a putut să rupeți deloc. Din fericire, nimănui ei nu s-a ajutat că treaba asta, așa că mai putem spera, mai putem să ne antrenăm, să ne mai ghidăm împreună. Acum revenim de la lucruri serioase, este foarte important să nu mergi în gând, să vezi cum stai pe față de numărătoare. Da? Cele trei momente. 1, 2, 3. Deschide dezechilibrul tehnic. Bun. Hai,
Ce e acolo? Bobo. Sunt bune? Da.